Epistola către Evrei, capitolul 6, citesc versetul 9. Măcar că vorbim astfel, prea iubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Amin. Amen. Cu respect, vă invit să reocupați locurile. Mă bucur să revin în comunitatea lui Dumnezeu, în Biserica Domnului, și să văd că Dumnezeu este cu voi și să simt asta și să trăim în prezența lui Dumnezeu slujind împreună. Slavă lui Dumnezeu! Am ascultat cu drag, cu interes, cu mulțumire sufletească toate cântările duhovnicești și eu mai vorbesc cu tineri care slujesc în felul acesta prin cântare, îi mai mă întreabă știind că am mai studiat și eu notele. Frate, cu ce zici? Cum ar mai trebui? Și eu zic că e simplu, sunt câteva condiții, voi v-ați încadrat în toate. Mai întâi trebuie să ai chemare, nu? Că dacă sunt prea abrupte distonările, trebuie să iei distonocalm ca să reziști. Și un frate de la noi zicea, fraților, voi nu vedeți că eu tot dau bilet să cânt la fiecare program, că am făcut o jurință să cânt tot caietul. Și prezbiterul zice, frate, te dezlegăm de jurința asta, mă, tale nu ești chemat pentru asta. Zic, frate, păi chemați-mă. Păi nu zice, trebuie să te cheme Domnul. Și a zis, atunci ce trebuie să fac? Mă, tate, rogi pentru cei ce cântă și se ruga cu voce tare, se ruga, Doamne, dă-le putere, amin, dă-le har. Să fie o chemare din partea Domnului, apoi să fie o slujire din dragoste, nu de bună voie, nu de silă. 1 Corinteni 16 cu 14, nu știu cu cine colaborez la Biblie, dar răsplata o împărțim când vine Domnul. Tot ce face să fie făcut din dragoste. Dacă cineva nu slujește din dragoste, mai bine cere Domnului, că spune în Roman 5 cu 5, însă nădejdea aceasta nu înșală, că dragostea lui Dumnezeu a fost tornată în inimile voastre prin... Trebuie să fie Duhul Sfânt la lucru, slăvit să fie Domnul. Și apoi jertfa trebuie pregătită, da? Cu rugăciune, cu repetiție. Și părerea mea este că slujirea și prin cântare trebuie să fie o slujire excepțională, adică așa trebuie să facem lucrarea cât se poate mai bine. Amen. N-aș zice desăvârșit, cred că o desăvârșește marele nostru preot, jertfa, dar să zicem mai bine de atât n-am putut. Că Domnul știe și muzică, da? Și așteaptă de la noi să facem o lucrare bună. Mă bucur pentru lucrarea pe care ați făcut-o până aici, slujind lui Dumnezeu prin cântare, am fost angrenați și noi, Domnul să vă binecuvinteze. Amen. Am citit în Evrei 6 cu 9 și vreau să vă vorbesc în seara aceasta despre lucrurile care însoțesc mântuirea sau detaliile mântuirii. Nu o să vă zic toate detaliile, că nici nu le știu pe toate, dar în ce privește partea de mântuire, precizările importante pentru calea îngustă ce duce spre împărăție Dumnezeu le-a făcut. Și le știm. Deci pentru mântuire, Domnul ne-a arătat ce trebuie să facem, cum să umblăm pe calea Lui. Și atunci când te pregătești pentru o călătorie, ca să pleci undeva, trebuie să ai în vedere toate detaliile, nu? Ceea ce trebuie să ai, să te însoțească calea și unde trebuie să ajungi, ținta. Spune cuvântul în Filipeni 2 cu 12, să duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Este o întrebare, nu chiar exactă întrebarea aceasta. Ești mântuit? Nu știu, părerea mea, răspunsul este așa, sunt mântuit și încă nu. Adică odată ce am fost iertat, eliberat, așezat pe stâncă, cârmuit de Duhul Sfânt, Galateni 5 cu 16, nu împliniți poftele firii pământești, ci umblați cârmuiți de Duhul, suntem mântuiți. Numai că mântuirea nu e un eveniment, mântuirea este un proces și trebuie să ducem până la capăt mântuirea noastră. Doamne ajută-ne! Amen. Vreau să vorbesc despre lucrurile care însoțesc mântuirea. Este un subiect mai nou pentru mine în felul acesta de prezentare, că de altfel nu vă aduc lucruri noi, că nu o să le știți. Știți că a fost un păstor invitat, s-a dus și-o zis, frate, dar... Totuși, Matale m-ai chemat să predic, că tu ești predicator și ai predicatori aici. Și păstorul gazdă zice, frate, spune, te rog, aceleași lucruri cu alte cuvinte. Cu alte cuvinte.
Spune Biblia în 2 Corinteni, capitolul 10, da? De la versetul 1, fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri care au fost sub nor, toți au trecut prin mare, deci 1 Corinteni, poate am greșit eu, 10 cu 1, acum la versetul 2, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, că au pierit în pustie. Acesta a fost rezultatul. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. Așa trebuie să ne raportăm unii la alții și înaintea lui Dumnezeu, încât umblarea noastră în credință, pe calea îngustă, viața noastră de credință să fie plăcută lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Prima precizare. Spunea Mântuitorul, printre altele, Ioan 12, cu 45. Eu am venit, da? Evanghelia după Ioan 12, cu 45. Hai să văd și în Biblia mea, dacă e aceeași traducere. Da, e bine. Și mai departe, vă rog. Așa. Eu am venit ca să fiu o lumină în lume. Eu am venit, mulțumesc, ca să fiu o lumină în lume. Mântuitorul a avut un scop precis pentru omenire. Și dacă am ști doar atât, a fost Mântuitorul pe pământ, s-a născut, a suportat tot ceea ce trebuia să suporte în tăcere, în răbdare, pentru mântuirea noastră și a plătit prin jertfă prețul răscumpărării, a înviat, s-a înălțat la cer, nu știu, cred că era prea puțin. Spune cuvântul dumnezeiasca lui putere, ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Slăvit să fie Domnul! Eu am venit ca să fiu o lumină, iluminare. Asta ne însoțește pe noi. Dumnezeu vrea să se descopere și așa frumos spune Psalmul 119, versetul 130, descoperirea cuvintelor tale, Doamne, dă lumină. El este adevărata lumină, spune cuvântul în Ioan, în capitolul 1, care a venit din cer să lumineze pe orice om care umblă în întuneric. Și spune Psalmul 119, versetul 18, deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Dumnezeu dorește și aceasta este intenția și scopul lui Dumnezeu, ca noi să vedem lucrarea Lui, să o înțelegem. Spune cuvântul despre umblarea în căutarea lui Dumnezeu și Pavel precizează lucrul acesta în Fapte 17 cu 27. Măcar că nu este departe de noi să-L căutăm bâșbâind. Numai că bâșbâirea aceasta este până ajungi la lumină, până ți se descopere Dumnezeu. Înțelegi tu ce citești? Întreba Filip. Pe cum să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Sunt oameni al lui Dumnezeu care au inspirație, lumină. Spune Pavel, Roman 9 cu 1, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a venit să continue să aducă descoperire. Mântuitorul a venit pe pământ și a spus, cuvintele mele nu sunt cuvintele mele, ci acelui ce m-a trimis pe mine. Și cine vorbește să vorbească, ce? Cuvintele lui Dumnezeu, Doamne ajută-ne! Ca să fim de folos pentru mântuire. Sunt lucruri care însoțesc mântuirea, iluminarea. Dumnezeu
ne dă detalii ca să înțelegem. Dumnezeu ne dă explicații. Și călăuzirea aceasta a Duhului Sfânt este extraordinară pentru noi, este minunată. Important este să ne ținem noi de ghid. Ghidul nu are datoria să se țină de grupul de turiști. Și mai presus decât toate acestea, repet, Galateni 5:16, să umblăm cârmuiți, nu numai călăuziți, cârmuiți de Duhul Sfânt. Să ne ducă Duhul Sfânt pe calea cea dreaptă și îngustă, pe calea veșniciei, pe calea ce duce spre împărăția lui Dumnezeu, prin iluminare. Eu am venit, să rețineți, vă rog, termenul, eu am venit ca să fiu o lumină. Spunea Pavel Filipeni 3:15, gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți, dar ultima parte a versetului, dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Știți că apar păreri, așa, își dau oamenii cu părerea, știi, și cu privire la calea Domnului și cu privire la aspectele ce țin de slujire și altele. Dar Dumnezeu are făgăduința aceasta pentru noi de iluminare. Nu mergem toată viața bâșbâind, nu știm încotro mergi. Spune Pavel, nu ca unul care dă cu pumnul în vânt și nu știu încotro merg. De unde veniți și unde plecați? Iubiți, călători minunați. Spune Epistola către Evrei, ei așteptau o altă patrie mai bună. Spune despre Moise că avea ochii ațintiți spre răsplătire, că a înțeles, a fost luminat, că nu faraon, că nu Egiptul conduc viața unui om și o supun, ci noi trebuie să ne supunem dreptului judecător. A doua precizare. Ioan 9:39 spune Domnul, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată. Lasă-te rog versetul. Mi-e place să rămână versetul până vine următorul, că frații mai meditează la el, poate îl memorează. Da? Eu am venit pentru judecată. După ce Dumnezeu îți descopere prin cuvânt, prin Duhul Sfânt, că aici în cuvânt sunt cuvintele Mântuitorului. Noi nu avem ce să facem altceva, ce să predicăm, decât să repetăm cuvintele Mântuitorului. Decât să vă îndemnăm și cu multe alte cuvinte Pavel îndemna. Și noi ne îndemnăm unii pe alții. Doamne ajută-ne! Și Dumnezeu aduce iluminarea. După ce ești luminat, primești judecată să echilibrezi, să judeci lucrurile, să știi ce e de făcut, să iei o atitudine și să ne dea Domnul, dorim o judecată înțeleaptă. Amin. Să alegem bine. Domnul ne pune înainte, alege viața sau moartea, binecuvântarea și blestemul. Alegeți astea cui vreți să slujiți, a spus Iosua. Aici, în țara aceasta, o să fiți tentați să vă luați după iebusiți, după fereziți, după cananiți. Ei au dumnezeii lor, au tendințele lor, au obiceiurile lor. Dar Domnul a zis, voi să nu vă luați după obiceiurile neamurilor în țara în care vă trimit. Și Iosua spune, cât despre mine, eu și casa mea am ales. Am făcut o ședință de familie. Ne-am rugat, am cerut călăuzire, am fost luminați și după iluminare vine al doilea pas, judecată. Am judecat bine lucrurile. Este bine să te încrezi în Dumnezeu. Este bine să alegi calea îngustă. Este bine să alegi lepădarea de sine. Este bine să alegi smerenia. Este bine să alegi pe Mântuitorul care a spus, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Veniți la mine, luați jugul meu. Cântăriți lucrurile și vedeți. Domnul a spus, dacă voiește cinema, ia judecați. Vreți să veniți? Spune cuvântul în Roman 9:16, unii îl interpretează că e predestinare pentru mântuire, eu nu cred asta, nici dumneavoastră, sunt sigur.
Dar vreau altceva să scot în evidență. Așadar, nu atârnă de cine vrea. Întrebarea mea pentru fiecare din noi, este cineva care vrea? A judecat lucrurile când Dumnezeu i-a dat minte înțeleaptă să judece? Mă întrebau oamenii, auzi, omul ăsta mai vine la adunare, da? Nu, el are redus IQ-ul ăsta și ori îi cere Dumnezeu. Oare este cineva care vrea? Oare este cineva care aleargă? Și Pavel spune Filipeni 3, cel puțin de 3 ori știu eu, în 3 versete diferite, alerg, alerg spre țintă. Este cineva care aleargă? Dacă este cineva care voiește și care aleargă, să știe că asta e partea lui. Numai că să nu se fălească. El a fost altoit în viță, că Dumnezeu are milă. Că Dumnezeu ne ține, ne întărește și avem nevoie de rugăciune. Lucrătorii au nevoie de rugăciune. Spunea o frate într-o biserică, a zis, frate, poate reușesc să vorbesc puțin cu pianistul nostru. Vezi, na, poate l-ajut și la mărturisire și la îndemn, și... dar n-am întrebat exact ce probleme și cum. Și cum, na, mie îmi place pianul și am povestit puțin cu el și am zis, na, cum merge lucrarea, clapele și... O zis, frate, na, mergi, na, slavă Domnului, dar zic, te rogi pentru asta și Domnul te ține. O zis, frate, pentru noi e greu să știți, că frații în biserică, la rugăciunea pentru biserică, încep să se roage cu păstorii, cu comitetul, cu lucrătorii, cu dirijori, când ajunge la pianist să încheie rugăciunea, zice, și pentru noi nu se mai roagă nimeni. Și l-am întrebat, dar nu te superi, te întreb, de cât timp te-ai împărtășit recent? Zic că nu, nu, de cât timp? Mi-a zis câțiva ani, știi? Și a zis, din cauza că frații nu se roagă? O zic, și de asta. Dar tu le-ai cerut să se roage. Frate, ia, ajutați-mă și pe mine în rugăciune. Eu sunt mai slab și nu mă judecați, că atâta putere am, dar vreau să fac mai mult, să am mai multă râvnă. Este partea noastră să judecăm ce este drept. Și ce-a zis apostolul, judecați voi. Cum e drept, să ascultăm de oameni sau de Dumnezeu? Păi și de oameni, dacă ei spun ceea ce Dumnezeu vrea, nu? Dar numai când este în contradicție părerea oamenilor cu voia lui Dumnezeu. Vorba unui păstor, zice, unchiul, și-o zis pe nume, zice, eu nu pot să vin la catecheză că eu trebuie să mă la școală, că la facultate. O zis, unchiul până la poartă, de la poartă încoace. Deci dacă vii la catecheză te botezi, dacă nu, nu. Păi unchiul de la poartă încolo, zis, de la poartă încoace. Îmi zici, frate păstor, hai să vedem cum poți să mă ajuți să ții cu mine catecheză separat. Sau cauți o modalitate, așa mă, să te scapi de catecheză. Găsești. Judecat, al treilea factor. Evanghelia după Marcu 2:17. Eu am venit să chem la pocăință. Dumnezeu ți arată, te luminează, îți dă discernământ spiritual, să alegi bine, tu hotărăști și dacă ai hotărât, intri în procesul de pocăință. Domnul a spus, eu am venit să chem. Ce înseamnă chemat? Mă întrebau tineri într-o biserică, mi-au trimis bilete la într-una din tineret și zice, frate, care e diferența între a fi chemat și a fi trimis? Păi zic, astea sunt împreună. Nici o diferență. Astea sunt împreună. Deci mai întâi Domnul te cheamă să vii la sursă, voi să rămâneți încetată până veți primi putere. Hai că poate ajungem și la precizarea aceasta. Trebuie să fie o chemare sfântă și Domnul te cheamă să te pregătești. Aici, de fapt, este un atelier, nu? Aici facem repetiții pentru teren, nu? Aici ne pregătim, suntem întăriți sufletește, ne îndemnăm și pe aceea ieșim cu mai multă putere. Acum, pe unii nu-i mai ține râvna nici până trec strada. Dar trebuie să fie un alt avânt când pleci în lucrarea lui Dumnezeu, să le spui și altora despre mântuire.
este chemarea aceasta lui Dumnezeu și apoi Dumnezeu te trimite să slujești, să aduc roadă. V-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă. Rezultate pentru împărăția lui Dumnezeu. Vă vorbesc despre lucrurile care însoțesc mântuirea. La pocăință suntem acum. Să dea Domnul să fim la pocăință. Să nu ieșim de aici. Că știi cum e aici? Nu mergi de la un pas la altul. Cu primul mergi mai departe la al doilea, cu primul și al doilea mergi la al treilea și cu toate mergi împreună spre împărăție și împreună cu frații. Eu am venit să chem la pocăință. Omul care a fost luminat, a primit judecată, discernământ spiritual, observă că trebuie să intre în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Și pocăință înseamnă să te întorci la Dumnezeu din toată inima. Să pui viața ta la dispoziția Lui, să ceri iertare, să ceri putere de sus, să ceri călăuzire divină. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu și au pierit în pustiu. Doamne, aproape 2 milioane de oameni să rămână la graniță. Am predicat la noi sub titlul Factori ce au blocat intrarea în Canaan. Da. Unul din ele era răzvrătirea. Și ei s-au răzvrătit împotriva Domnului, chiar dacă în mod indirect. Și când te răzvrătești împotriva poruncilor lui Dumnezeu, când nu ești de acord cu ceea ce trebuie să cauți pentru sfințirea vieții tale, este răzvrătire. Următorul factor. Luca 12:49. Eu am venit să aprind un foc pe pământ. Eu am venit să fiu o lumină. Eu am venit pentru judecată. Eu am venit să chem la pocăință, a spus Mântuitorul. Și patru. Eu am venit să arunc un foc pe pământ. Și ce vreau decât să fie aprins chiar acum. Mai dorește Biserica Pentecostală foc din cer? Să ardă noi, să ne consume, să fie acea pasiune pentru slujire, pentru a fi dedicat. Puneți-mi deoparte pe Pavel și pe Barnaba pentru lucrarea la care i-am chemat. Cum ne aranjăm noi prioritățile în viața noastră? Dacă mai rămâne timp, mergem și la rugăciune, nu? Sau întâi ne rugăm și spune un frate de la noi, prezbiter la Biserica Baptistă, dimineața când mă pun pe genunchi, mă rog să mă ajute Domnul de seară să mă duc la frații pentecostali la rugăciune. Că avem în fiecare seară rugăciune, așa câte o oră. Și dacă este să nu-l văd, zic, nu te-ai rugat azi dimineață? Sau cum te-ai rugat de n-ai ajuns? Ai, zice, m-am luat cu treburile vieții. Cine vrea să placă celui ce l-a scris la oaste, are un foc. Eu am venit să arunc un foc. Este puterea de la Rusalii. Știți ce a spus Pavel? Cade cineva în păcat și o să nu ard. Fă-ți proba aici. Când auzi de cineva că a căzut în păcat, te dau lacrimile sau îți vine tot felul de acuze în cap? Cum simți? Cum simți asta? Dacă suferă un mădular, celelalte mădulare, cum este normal să fie? Să suferă toate împreună cu mădularul acesta, nu? Ce fel de legătură stabilește Duhul Sfânt? Dragostea care este legătura desăvârșirii este un foc acesta. Este un foc ce se aprinde și o să zici Mântuitorul, am venit să arunc un foc. Și Domnul nu s-a mulțumit să spună, luați Duhul Sfânt. Și-au luat Duhul Sfânt.
A spus Mântuitorul, voi să rămâneți în cetate, că veți primi o putere. Puterea aceasta vă va ajuta să mergeți înainte, să nu rămâneți la ce se vede. Că la ce se vede uneori sunt pietre, bați jocuri, și cei ce vor să trăiască, spune Biblia, cu evlavie în Hristos, vor fi prigoniți. Vor fi prigoniți, poate chiar de cei din casa lor. Aseară îi spuneam unuia din copiii mei, zic, ce vrei acum, părtinire? La mine nu găsești. Vrei să ne dea Domnul după aia cu părtinirea în cap? Că facem favoritism? Nu, nu, mergem drept, lasă așa. Ok, eu zic, pe nimeni n-ai ce să faci. Ai același interes și pentru altul? Fiecare să caute mai întâi folosul altora, pentru mântuire în primul rând. Cum să-l ridici, cum să te rogi pentru el? Oare cât ne rugăm noi? Pentru cei ce conduc lucrarea în Sion, la nivel de cult, sau pentru pianiști, nu? De când am spus întâmplarea aceasta la noi, la biserică, deja îi aud pe frați cum se roagă, avem trei pianiști, se roagă pentru pianiști cu numele. Și pianiștii mi-au mulțumit frumos că am dat exemplul acesta. Vezi, frate, dacă mai dai câte un exemplu de asta, frații se roagă și pentru noi. Învățătoarele de la școala duminicală au și ele nevoie de susținere. Ca să vină focul acela al Duhului Sfânt și nu mai rămâi blocat. Au fost factori ce au blocat intrarea în Canaan și au rămas la graniță, aproape 2 milioane de oameni. Și ce a spus Domnul despre Iosua și Caleb? Pentru că ei au urmat în totul voia mea, ei vor intra în țară. Când tai câte una din pocăință, până la urmă nu mai rămâi cu nimic. Și diavolul nu se grăbește, așa încet, treptat, câte puțin, să te îndepărteze, să te amăgească, să fii dus în eroare. Dar cei care stau la izvor, la sursă, în ei arde un foc. Este dorul pentru împărăție, pentru revenirea Mântuitorului. Cum spune Coloseni 3, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să nu mai umblați după lucrurile de pe pământ, să nu vă mai gândiți la ele. Cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul nostru Iisus Hristos. Mai așteptăm să vină Domnul? Filipeni 2:12, să ducem până la capăt mântuirea noastră cu frică, să te temi, să-ți pese, să ai interes maxim pentru mântuire. Sunt lucruri care însoțesc mântuirea. Și de aceea omul lui Dumnezeu spune, și am citit în acest cuvânt, măcar că vorbim astfel, Evrei 6:9, preiubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Eu am venit să fiu o lumină, a spus Mântuitorul. Eu am venit pentru judecată. Eu am venit să chem la pocăință și pe cei care vor să se pocăiască, le dau putere prin Duhul meu. Să ardă focul acesta al pasiunii, al Duhului Sfânt. Eu am venit să arunc un foc. Și a patra precizare, Ioan 10:10. Eu am venit ca oile mele să aibă viață. Să nu se tărască așa de la un program la altul. Când e vorba, spuneam recent și la noi la biserică, de lucruri care nu țin de păcat și neprihănire, trebuie mai multă îngăduință. Și când e vorba de diferență între păcat și neprihănire, nici cu noi nu putem fi îngăduitori, nu? Să ne permitem prea multe, adică nimic în ce privește păcatul, nu? Feriți-vă de orice, se pare rău, pentru că putem pierde viața. Că pierzi viața aceasta, ac. Frații scântă precum trei stelele strălucitoare și la necrolog te laudă un pic, bine ar fi să nu mintă,
să nu exagereze. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Viață, de exemplu, prin împărtășire. Adică este o parte a noastră. Domnul promite, Domnul pune la dispoziție. Domnul va lupta pentru voi, spunea într-o împrejurare în fața Mării Roșii Dumnezeu. Păi stați liniștiți, ce rol stau strigătele acestea? Păi când trebuie să strigi, nu strigi către Domnul și când trebuie să stai liniștit să vezi cum intervine, Domnul te apuce acolo. Spune Biblia, bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului, dar după ce te-ai rugat, nu tăcere fără rugăciune, că atunci n-ai rezolvat nimic. Dar după ce te-ai rugat, la ce te mai apuci la vorbă asupra părerilor îndoielnice? Eu știu, nu, dacă... Știi, ia om o zi de post și duci în familie și, frate, trebuie ungere cu un de lemn. Crezi că Domnul face vindecarea? Nu, Domnul știe, zice, acum eu nu știu ce să zic. Sau poate Domnul chiar intervine și lucrează și după aceea zici, iar încep să balansezi, să stai în cumpănă. Eu știu, o fi fost de la Domnul lucrarea, nu o fi fost. Eu am venit ca oile să aibă viață. Ioan capitolul 6 spunea despre viață prin împărtășire. Este partea noastră, la 53. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viața în voi înșivă, viață din belșug. Ce faci, frate? Cum ești? Așa e, cu steagurile rupte, e amărât, e pricăjit. Eu știu, mai trecem prin încercări, dar Biblia vorbește și despre bucurie în încercări, nu? Să ne bucurăm în necazurile noastre. Cam greu, frate, nu? Cam greu. La noi era o soră, eu mi-am dat seama, după felul în care erau susținute persoanele cu probleme de boală, în rugăciune. Că unii zic, nu, păi tot ne-a rugat și Domnul nu a vindecat. O soră la noi, în vârstă, cu bastonul, se mișca pe 2 metri pătrați, într-o bucătărie mică. Abia se mișca, abia se mișca. Pe vremea când ea putea să vină la biserică, venea foarte greu, dar era prima, întotdeauna prima. Tot mi-am propus să intru la concurs, să... măcar o dată, frate, să ajung și eu înaintea ei. Când mi-am propus să ajung mai din timp la biserică, de fiecare dată mergeam și luam telefonul și pozam ceasul. Și a doua oră mă uitam, opa, cu 2 minute în urmă. Păi trebuia să fiu mai repede cu 2 minute, nu mai târziu. Zice, înaintarea ta să fie văzută de toți. Și pentru sora Ana Boloc s-a rugat toată adunarea la fiecare rugăciune pentru bolnavi. Doamne, binecuvintează pe sora Ana Boloc, binecuvintează. O altă soră de la noi merge cu căruciorul pe stradă, da? Ca să mergi cu căruciorul în viteză, totuși, zic că stai destul de bine. Și se întâlnește un frate cu ea, zice, soră, ce faci? Aoleu, atâtea diagnostice, nu mai știu ce să fac, a început să plângă. Mergea la cealaltă soră în vârstă, abia se mișca pe 2 metri pătrați. Ce faci, sora Ana? Slavă Domnului, extraordinar, mă bucur în Domnul, îl slăvesc pe Domnul, aștept mântuirea lui Israel. Slavă Domnului, aș bucura mai mult să pot ajunge la biserică. Dar apoi mă vin frață și îmi povestesc și m-au dat un castofon să ascult aici predici, că atunci erau casete. Ați văzut diferența? Și mi-am dat seama, pentru sora Ana se ruga adunarea mereu. Pentru sora cealaltă nici nu știau frații că ea are probleme așa. Este cădere în deznădejde, cădere în păcat, cădere de oboseală, nu? Lăstar de amărăciune. Și omul poate să intre în derapaj spiritual. Sunt lucruri care însoțesc mântuirea. Unul dintre ele, eu am venit ca oile mele să aibă viață. Viață din belșug. Poate v-am mai zis? Este un frate mai tânăr. Chiar mă gândeam să-l trimit azi, dar am zis că poate vă supărați. Mă simțeam prea epuizat, obosit și zic, ia să... M-am și apucat să scriu un mesaj și am renunțat la el. Și am trăit un frate în vârstă de la noi. Ce zici de fratele ăsta? Tânăr.
profesor, universitar, doctor și ăsta. Dar asta nu contează prea mult, dar omul totuși e un cadru didactic pregătit. Și zice fratele în vârstă, vorbește bine, dar un pic mai cu viață, așa. Un pic mai convingător o zis să fie. Nu știu cum trebuie să fii mai convingător. Ori să strângi mai tare, ori să explici mai bine, ori... Nu știu. Știu un singur lucru. Că Duhul Sfânt convinge oamenii. Ioan 16:8. El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea, judecata. Că într-o zi, Felix, dacă nu greșesc, îngrozit, dar nepocăit o rămas, o zis, Pavele, du-te că te mai chem eu altă dată. Duhul Sfânt, nu noi, uneori avem impresia că noi lămurim pe oameni și începe să le zicem. No. Auzi, spune un verset, dacă știi, măcar Ioan 3:16, nu? Spune un verset, un cuvânt. Sau, poate nu trebuie să-i spui foarte multe, dar un zâmbet, un salut, o încurajare simplă așa. Mai spuneam la noi, nu știu de ce, uneori, din cauza tensiunilor, a păsărilor, a presiunilor, zice Pavel, dinăuntru teme, din afară lupte, sau uneori invers, așa avem câte o față, ca să nu mai zic când ne enervăm sau nu ne enervăm. M-a întrebat o fetiță odată, frate Corneliu, vreau să vă întreb ceva, păstorul la cine se mărturisește? Zic, la adunare, la biserică. Da. Nu, de aia zice că nu v-am auzit. Dacă te enervezi, de ce faci așa câte o față de spart avioane? Nu pot să stea unii lângă tine numai după fața care o ai. Păi spune Biblia, când Mântuitorul a fost pe muntele schimbării la față, dintr-o față senină, i s-a transformat într-o față strălucitoare. Păi scrie numărul 6, fă să strălucească fața ta peste noi. Asta înseamnă Dumnezeu să te privească bine, să găsească plăcere ochii lui în căile tale. Știți că spune în Psalmul 37, nu? Când îi plac Domnului căile cuiva, și îi întărește pașii, și face prieteni pe dușmani. Sunt mai multe versete, dumneavoastră văd că pe toate le știți. Eu nici nu vreau să vă zic tot ce știu acum, o să închei cât de curând. Psalmul 37, versetul 23. Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. De ce trebuie să schimbi așa fața, să speri alții de tine? Îți faci numai un selfie atunci, să pui la stare, să vezi cine îți mai dă like. Să-i fie drag omului să stea lângă tine. Am un om, e din afară, dar au început să vină și azi mi-ați fost la biserică. Mă, până la urmă cred că s-o sătura cât am insistat. Hai mă, hai, hai. E un om încărcat pozitiv. Și e vopsitor auto. Vine, mai încărpește cât ceva, mai îmi face acolo și tot încărcat pozitiv. Nu, slavă Domnului, zice, las că merge bine, las că face. Mă zic, dar tu nervos ai văzut o dată? Poți omorât? Trist? Ioan 7, de la 37, în ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine din inima lui, vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Duhul este cel ce dă viață. Sunteți biserică penticostală, nu? Odată am uitat că eram în biserică baptistă și m-am apucat de altceva, de alt subiect. Dar un frate o striga, vorbește Doamne. Frații mei, legea Duhului de viață și s-a spus Mântuitorul, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, dacă e viață, cereți orice veți vrea și vi se va da. Și mai spune Ioan în epistola lui, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus.
Doamne, ajută-ne să te căutăm din toată inima. Tu nu o să ne lași tot bâșbâind pe la religii, pe la biserici, pe la oameni, nu. Tu te descoperi, că acesta este scopul lui Dumnezeu, să se descopere. Spune cuvântul 1 Corinteni 2 de la 9, nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său și spunea Mântuitorul, când va veni Duhul Sfânt. Da, și mai departe, versetele, e ok, în jos. El vă va descoperi ce este la Tatăl. Avem descoperiri din partea lui Dumnezeu, slavă Domnului! Și Domnul nu ne lasă așa să stăm la crucișări de drumuri, dar și pe cei care sunt la crucișări de drumuri, știți că a spus stăpânul casei, mergeți, robilor, la răspântii, că acolo sunt oameni care nu știu ce să aleagă, nu știu încotro să meargă, sunt oameni în confuzie. Sunt oameni amăgiți sau dezamăgiți sau disperați sau căzuți de oboseală, în păcat, în deznădejde. Mergeți la răspântii și aduceți-i și pe buni și pe răi. Că unii se văd prea buni ca să vină la mântuire, alții se văd prea răi, că pentru ei nu mai este iertare. Cum strigau la mine odată la penitenciarul Bârcea Mare, alo, pastore, ia stai un pic să mai zicem și noi ceva. Pentru noi este iertare. Da, pentru oricare din noi, da. De unde știți? Din Biblie, 1 Ioan 1:7, partea a doua a versetului. Nu pot să rup din Biblie, nu pot să anulez versetul. Eu am versete pe care le subliniez. Nu tai peste ele sau vorba lui Simionuc, unii citesc printre rânduri. Doamne, ajută-ne să te căutăm cu o inimă curată. Deci ce scrie acolo? Sângele lui Iisus Hristos ne curăță de orice păcat. Cum îl cauți tu pe Domnul? Prin știința firii? Tu nu știi că ea e roada a nelegiuirii? O, nu-l vei găsi. Că locul lui e curăția. Cine-și leapădă, păcatul-i simte părtășia. De îmbrași hainele luminii, tu-i simți părtășia. Domnul ne-a chemat la lumină. V-am citat din Biblie ce a spus Mântuitorul. 1. Eu am venit pentru lumină, ca să fiu o lumină. Mulțumim, Doamne Iisuse, că ne-ai luminat și pe noi. Vouă v-a fost dat, a spus Mântuitorul, vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor. Și spunea Mântuitorul fariseilor, voi rătăciți, cine pierde orientarea rătăcește. Voi rătăciți pentru că nu cunoașteți nici scripturile, că aici e lumina, nici puterea lui Dumnezeu. Dar cum să cunoști scripturile dacă nici nu le citești? Și citirea nu se face așa ca pe, numai ca să mai numeri de câte ori ai citit Biblia. Se citești în rugăciune, cu meditație și cu gând de împlinire. Și apoi puterea îi la tata, ți-o dă, te ajută. Noi suntem oameni cu slăbiciuni, dar în slăbiciunile noastre, nu? Păi zice, acum ce să mă plâng, frate, Simi, să știi că n-am prea dormit azi noapte, că am fost plecat, că e călătorie, hai că nu mai vin azi la voi. Da, slăbiciunile noastre, puterea lui e desăvârșită, adică n-aștept acum să vină toți în față să se predea. Dar Duhul Sfânt cercetează mai departe, lămurește, împuternicește și vor fi rezultate. Eu n-am venit să strâng rezultate aici, să fac socoteli. Nu. Dar Duhul Sfânt socotește toate lucrurile și este roada Duhului în viața noastră și Domnul se va bucura, slăvit să fie Domnul. Eu am venit să fiu o lumină. 2. Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată. Doamne, mulțumim că ne-ai dat judecată. Discernământ spiritual. Minte sănătoasă să putem înțelege, să putem alege. Eu am venit să chem la pocăință. Că după ce judeci lucrurile, nu mai stai așa liniștit. Îți spunea odată un predicator, stai cu mâinile, sunt toți anunțare pe de mâinile jos, că eram mai mulți așa cu ele. Nu asta e problema, că ți odihnești mâinile aici ascultând cuvântul. Problema e când nu faci ce trebuie. Știi? Și-a zis Domnul, rob, viclean și leneș. Ai știut
Ai știut. Și? Și nu? N-ai avut interes? N-ai vrut să te pocăiești? N-aș începe altă predică acum. Dar vă zic în paranteză. Și ce spune acolo Domnul despre cei peste care a căzut zidurile Siloamului, despre galilenii măcelăriți de Pilat. Și ce a spus Domnul? Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Adică, la fel cum? Pe neașteptate. Că așa va veni Domnul. Ziua Domnului va fi ca un hoț noaptea. Pe neașteptate. Așa veți pieri toți la fel de nepocăiți. O zis Domnul, dacă nu vă pocăiți. Și așa veți pieri toți, dintr-o dată, fără nicio șansă. Îngerii căzuți nu mai au șansă de reabilitare. Îți legați în lanțuri veșnice, zice Iuda. Așteaptă o sânda. Pentru noi mai este har. La Emanuel Deva, la Cimpa, la Betel. Domnul încă lasă deschisă ușa. Este o vreme de har, când oamenii pot să-L caute. O femeie de la noi a zis, 12 ani, la sala regatului, legături strânse, am zis că nu m-am mai desprinde nimeni de la sala regatului. Și într-o, m-a chemat la ea acasă, a zis că nu a fost niciodată la noi la biserică. Să știți că nu spun povești nici la nepoți când vreau să-i adorm. Apoi îmi predică. Nu, dar să nu aveți impresia că vă zic povești. Și m-a chemat Florica Hegedoș. Noi să sunteți pastorii la biserică. Da, bună ziua. Am căutat calea lui Dumnezeu timp de 12 ani. Am tot studiat împreună cu... Și m-am rugat insistent și am luat post și am zis, Doamne, te rog frumos, descopere-mi. Dar vreau direct de la Tine. Și-a zis, azi noapte, m-am așezat pe genunchi în rugăciune. A venit puterea Domnului peste mine și am fost botezată cu Duhul Sfânt. Ascultam în adunare cum punea cântări și pe unele le cânta, pe altele le recita, că nu mai avea putere. O trecut la Domnul acum. Și o ascultam cum vorbea din cită de-a Duhul Sfânt. Frumoasă și în limba română. Compozițiile, dar nu știu, chiar dacă nu înțelegeam că n-avem darul tălmăcirii, dacă n-ascultam ce vorbire frumoasă și am zis, sora Florica, n-ai fost la penticostal niciodată? Nu. Te-o vizitat vreun penticostal? O fost la mine, zice, niște surori, mi-au mai adus pe aici câte ceva așa, că întreacăt, dar vreau să mă botezați, să fim membră la dumneavoastră. Și au fost mulți ani la rând și au trecut la Domnul, bucuroasă și neputința ei. O zis să slăvesc pe Domnul și m-am dus la ea, ne puneam pe genunchi să ne rugăm și o încheiam rugăciunea și a rămânea în rugăciune mai departe. Nu mă gândeam, nu știu, mă duc acasă și vin înapoi sau mai stau. Chiar să te roagă, să te roagă, să te roagă. Măi frate, o jumătate de oră, 40 de minute. Ai, am zis, odată am zis, Doamne, dă-mi și mie, dacă pleacă sora, lasă-mi mie vorbirea asta. Nu știu în ce limbă, dar e îngerească, e tare faină. Sau ceva acolo, câteva expresii, că tare îmi plac. Așa mă zideam, că zice că se zidește și pe el, sufletește și biserica, nu? Aceasta este puterea de sus. O zis Duhul Sfânt, nu vă las orfani, vă trimit pe Mângăietorul. Ce bun este Mângăietorul. Eu am venit să fiu lumină. Eu am venit pentru judecată, eu am venit să chem la pocăință. Eu am venit să arunc un foc. Ioan 12 cu 45, nu? Am venit să arunc un foc pe pământ și vreau să se împlinească. Chiar acum să fie. Vreți chiar acum? Azi vă zic ceva în paranteză, că văd că nu vă grăbiți acasă. Obișnuiesc, mă duc să predic Evanghelia chiar în biserici baptiste, și sunt pastori baptiști, eu nu știu că asta e rânduiala la ei. După ce botează, da, după ce am predicat, ei botează și după ce botează, zice, vin candidații schimbați, zice, fratele Corneliu să se roage cu punerea mâinilor să primească Duhul Sfânt.
Și eu zic către soție, ce zici, dacă chiar o să primească? Ha? Dar chiar mi-ar place, nu? Dar am multe exemple din țară. Nu vă dau exemple, că după aceea poate au ei probleme la cult. Dar să se roage frate Cornel să primească Duhul Sfânt. Inconsiderat că primesc Duhul Sfânt. Frate și soror, și Domnul Iisus a zis, o sufla peste ei, luați Duhul Sfânt. Dar nu s-o limita la asta? La ce măsură te limitezi? Spune Biblia că Domnul Iisus îi se dădea Duhul fără măsură. Și noi când e vorba de cai putere mai mulți, kilometri mai mulți de concediu și excursie, camere mai multe, că mai punem unetari. Nu a zis Domnul, vezi să nu, a zis Domnul, să căutați mai întâi. Să urmăriți lucrurile, zice Romani, care duc la pacea și zidirea voastră. Dar cine poate zidi biserica mai mică decât Duhul Sfânt? Eu am venit să arunc un foc, a zis Mântuitorul. Mulțumim Mântuitorul nostru că ai aruncat Duhul Sfânt și aici, la Emanuel. Ați dorit să rămâneți la izvor? Să mai lase Domnul Duhul Sfânt? Am avut stăruință și a fost o lucrare. Îmi spune prorocul, frate Corneliu, nu vreau să spună public, nu? Mi-a arătat Domnul că unii de aici sunt decuplați de la rețea. Ce să mai întreb? Și ce e de făcut? Asta e de făcut. Să refaci legătura prin Duhul Sfânt. Dacă este o legătură a Duhului, o, ce fain e, cu pace, cu liniște, se fac toate și lucrarea înaintează și noi ne bucurăm, nu? Dar dacă nu e legătura Duhului, nici neamurile până la urmă nu se înțeleg între ele. O fost păstor care mi-a zis, eu în biserică am probleme numai cu neamurile. Nu, zic, vezi ce fain e, că eu nu prea am neamuri. După aceea mi-am dat seama că mai aveam și eu, dar nu aveam probleme. Dar să ne păzească Domnul. Să ne păzească Domnul de lipsa legăturii Duhului. Că atunci că-s neamuri, că nu-s neamuri, nu merge. Toți cârții, păi, într-un angrenaj fără ulei, ce vrei să meargă? Să scârție lucrarea, nu? Frate dirijor, cum trebuie să meargă, nu? Prin Duhul Sfânt. Așa cum a mers asta, sau chiar mai bine. Poate mai este loc, nu? Și de pocăință, și de excepțional. Când am intrat într-o biserică, făceau repetiții tinerii, o tânără cu spatele către ușă, dădea pe chitară și... Ei zice că un pic am fălsuc, da? Lasă, zice, că acum nu toți știu muzică. Dar cineva zice, vezi că vine fratele Corneliu. Și el mai știe câte ceva muzică. Dar eu le-am zis altceva, lăsați că și eu sunt îngăduitor, că acum nu poate toate să fie pe gamă. Dar, ascultați-mă, Dumnezeu știe muzică mai bine decât noi. Și Dumnezeu știe Biblia mai bine decât noi. Nu merge așa, că știi, frate, cât de cât, cum am putut și noi, că Dumnezeu ne știe, păi te știe că tot așa ești. Nu vrei să te schimbi, nu vrei să te pocăiești, nu vrei să arzi, n-ai un patos pentru lucrare, pentru alții. Și asta implică o legătură cu Dumnezeu. Și am avut și ultima precizare. Eu am venit, Ioan 10 cu 10, ca oile mele să aibă viață. Și să o aibă? Știți că zice Biblia, Apocalips 3, către Sardes, sunt, veghează și întărește ce rămâne și care e pe moarte. Și spunem mai înainte, acolo sunt unii, ți-ți merge numele că trăiești, dar ești mort. Unii morți, alții pe moarte, dar a spus Domnul încă ceva. Acolo sunt unii care nu și-au mânjit hainele, și-au păstrat vrednicia. Ei vor umbla înaintea mea îmbrăcați în haine albe. Cei ce au hainele curate, ca Iisus Hristos pe muntele schimbării la față, îi se transformă hainele în haine albe. Nu știu dacă Mântuitorul a avut haine albe, dar spune că i s-au făcut albe. Nu contează ce culoare au hainele, să fie curate și Domnul ți le face albe atunci. Eu am venit ca oile mele să aibă viață. Și am dat un exemplu. Viață prin împărtășire. Întrebarea este, când te-ai împărtășit ultima dată? Întrebarea este, cum ai venit la împărtășire? Pregătit, cu dor, să te atingi? Spune o soră din biserica noastră, la ultima împărtășire,
Domnul m-a vindecat. Ce problemă avea? Migrene, dureri de cap îngrozitoare, cu stări de așa. Și noi am zis mie că frate Corneliu, uite dacă... Și eu am zis în biserică, frate, să ne rugăm și pentru sora Dana, are probleme. Nu mai zice, m-a vindecat Domnul la cină. Slavă Domnului! Vii cu credință, vii cu inima deschisă? Ești pus în slujba lui Dumnezeu? Ești pus deoparte? Puneți-l deoparte! Sau te amesteci așa cu lumea? Doamne, mulțumim că ne-ai descoperit tainele, detaliile mântuirei. De la voi, spunea Domnul, se așteaptă lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Amin.